Relația strânsă dintre localitățile Bârlad și Reghin a fost creată în urmă cu câțiva ani prin colaborarea fructuoasă a celor două case de ajutor reciproc a pensionarilor, a declarat președintele CARP Reghin, Leon Stoica. Odată cu vizita amplei delegații din Bârlad, județul Vaslui, sosită în orașul Viorilor, iată că oficialii moldoveni au transmis un mesaj inedit primarului reghinean Maria Precup, acela de înfrățire a celor două municipii. Am rămas șocată, nici nu m-am gândit că ar avea vreun rol această înfrățire, noi fim înfrățiți doar cu localități din afara României și este un lucru extraordinar. Chiar am vorbit cu reprezentantul primarului care ne-ar putea ajuta la accesarea de fonduri, dar nu numai, la un schimb de experiență între toate instituțiile, nu numai din punct de vedere al CARP-ului, ci și a instituțiilor de învățământ, a instituțiilor de cultură, al oamenilor de afaceri, dar și instituțiilor administrației locale, schimbând impresii, schimbând chiar experiența noastră, ne pot ajuta și putem sări peste niște pași pe care i-am făcut unii sau alții. Țin să vă informez că nu este pentru prima dată când vin la Reghin, cred că este a 10-a oară, dar oficializarea relației dintre primăria Bârlad, primăria Reghin și inclusiv prin intermediul celor două CRP-uri s-a făcut astăzi pentru prima dată și ne dorim ca cele două orașe să devină orașe înfrățite. Pentru prima dată în România să existe două orașe românești înfrățite și nu să ne înfrățim doar cu orașe din străinătate. Avem promisiunea primăriei Bârlad, precum și a primăriei municipiului Reghin, prin cei doi primari, că în cel mai scurt timp vor pune în discuția Consiliului Local această propunere a celor două CRP-uri și inclusiv a primăriei Bârlad. Eu văd o chestiune benefică pentru ambele localități. Eu am fost de două ori la Bârlad, tot nu de asemenea amploare, dar este extraordinar. Ar merita să mergem acolo într-o excursie noi pensionari, pentru că există cultură, există oameni deosebiți, ce vedea în orașul Bârlad. Ca o primă acțiune oficială în calitate de viitoare orașe înfrățite, primarul reghinean a lansat o invitație reghinenilor, dar și oaspeților, să participe la festivalul de pe Valea Mureșului, unde Reghinul ocupă și anul acesta un loc de cinste în fruntea folclorului local, dar și la spectacolul pregătit de cei 88 de artiști moldoveni, care are loc vineri, 29 iulie, de ziua imnului național, la Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară. Nu numai pentru festivalul Văi Mândrușul pe care îi aștept mâine și poi mâine începând de la ora 15, deci sâmbătă, deschiderea oficială va fi la ora 18, poi mâine program artistic cu talentele noastre și nu numai din zona, dar invit și astăzi la ora 14 și la ora 16 și 18 la Casa de Cultură. Au venit 100 de bârlădeni să sărbătorim împreună imnul României și trebuie să fim și noi acolo ca și spectatori, ca și admiratori și ca și participanți la acest eveniment național, dar și de viitoare înfrățire cu municipiul Bârlad.